Bun găsit, sunt Cătălin Gorea și vă invit la o nouă ediție a Dosarelor X. Crimă odioasă la beție, un bărbat de 30 de ani a fost omorât în bătaie de o prietenă de pahar, după ce au consumat împreună băuturi alcoolice. Totul s-a întâmplat în localitatea Albinița, din Anenii Noi. Oamenii legii au stabilit preliminar că victima de 30 de ani ar fi decedat din cauza multiplelor lovituri primite pe suprafața corpului. Polițiștii, în comun cu procurorii din Anenii Noi, au reținut o persoană suspectă. Este vorba despre o femeie de 43 de ani, originară din aceeași localitate, amică de-a victimei. Preliminar s-a constatat că cei doi ar fi consumat băuturi alcoolice împreună, iar la un moment dat s-ar fi iscat un conflict care a degenerat în bătaie. Femeia a fost reținută pentru 72 de ore. Pe acest caz a fost pornită o cauză penală pentru omor intenționat. Dacă îi va fi demonstrată vinovăția, femeia riscă închisoare de până la 20 de ani, ori chiar detenție pe viață. Potrivit poliției, la moment sunt efectuate acțiuni de urmărire penală și măsuri de investigație pentru stabilirea tuturor circumstanțelor, dar și persoanelor implicate. Un copil de 13 ani a decedat astăzi în urma unei intoxicații cu substanțe psihotrope. S-a întâmplat după o săptămână în care medicii de la terapie intensivă au luptat pentru viața lui. Acolo a fost văzut și de către psihiatru, fiindcă pacientul mai suferă de multe defecțiuni psihice anterioare din copilărie. Și au decis ca pacientul să fie transferat la noi. La noi pacientul a fost suspectat chiar de la început cu intoxicație, preparate toxice. S-au luat toate măsurile de tratament care sunt necesare la moment. Însă, pe data de 2 septembrie a fost internat la noi. Însă, pe parcurs, starea generală rămânea ca grav stabilă, cu unele ameliorări. Însă, totuși, cum să o cotim noi, intoxicația medicamentoasă care a avut, cum presupunem noi, a adus la o insuficiență poliorganică, la înălțimea căreia copilul a decedat. Copilul este originar dintr-un sat din raionul Căușeni. Pe 22 august, acesta a fost internat la Spitalul Raional cu bronhopneumonie, cu sindrom toxico-infecțios, spune Ministerul Sănătății. După externare, starea lui s-a agravat, iar pe 2 septembrie, familia s-a adresat din nou la același spital. De aici, medicii au decis să-l transporte la Chișinău, la Spitalul Clinic de Psihiatrie din orașul Codru. Azi dimineață copilul a decedat. Cadavrul a fost îndreptat la expertiza medico-legală pentru a fi stabilită cu exactitate cauza decesului. Cazul este investigat de oamenii legii. O femeie de 73 de ani a murit după ce a fost lovită de o mașină în timp ce se deplasa cu bicicleta. Accidentul s-a produs în această dimineață la Kamenka. Potrivit presei din regiune, totul s-a întâmplat lângă sanatoriul Nistru. La volanul mașinii de marca Honda se afla un bărbat de 35 de ani. În timp ce se deplasa spre centrul orașului, a lovit biciclista care ieșea de pe o stradă secundară. Din cauza rănilor grave, pensionar a decedat pe loc. Un tânăr de 27 de ani a fost reținut fiind bănuit de proxenetism după ce ar fi convins două tinere să facă sex în fața camerelor de luat vederi, ca ulterior filmulețele să fie postate pe internet. După ce le-ar fi convins să presteze servicii sexuale pe internet, tânărul și-a asumat și rolul de cameraman al scenelor erotice și sexuale, după care publica filmulețele în online. De asemenea, în scopul promovării profilurilor create pentru tinere, pentru obținerea profitului, acesta discuta cu vizitatorii site-ului în engleză și publica anunțuri și pe rețelele de socializare. Ulterior, clienții le puteau privi filmările în baza achitării anumitor plăți de pe conturile pe care și le creau. Potrivit anchetei, tânăra de 23 de ani era o cunoștință mai veche a individului reținut, iar cea de 25 de ani era fosta iubită. După o lună de relații amoroase, tânărul a reușit să o convingă să se lase filmate în ipostaze intime.
Individul a fost reținut pentru 72 de ore, iar dacă procurorii vor demonstra vinovăția lui, acesta riscă între 4 și 7 ani de pușcărie. Accident violent la ieșire din capitală. O femeie a ajuns la spital cu diferite traumatisme după ce un Volkswagen s-a ciocnit cu un Citroen. Din imaginile surprinse de martori, la scurt timp după producerea accidentului, se vede că ambele vehicule au fost grav avariate. La fața locului imediat s-a deplasat un echipaj a secției documentare a accidentelor rutiere din cadrul Direcției de Poliție a municipiului Chișinău pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. Ajunși, polițiștii au stabilit că în accidentul rutier sunt implicate două unități de transport, automobil marca Citroen și automobil marca Volkswagen, iar în urma impactului a fost preluată de către ambulanță pasagera din automobilul marca Citroen și transportată la spital pentru investigații. Pe caz a fost inițiată o anchetă, toate circumstanțele urmează a fi stabilite. Un accident rutier s-a produs și în comuna Tohat, în municipiul Chișinău, unde s-au ciocnit două automobile de marca Opel. Din fericire, victime nu au fost raportate. Pe caz a fost pornită o anchetă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor, dar și cine dintre conducătorii auto se face vinovat. Un alt accident s-a produs dimineața la Botanica. Acolo, o auto specială plină cu gunoi a fost la un pas de a intra în curtea unei case. Potrivit poliției, camionul s-a lovit de un Volkswagen, după care a ajuns în stâlpul de pe marginea drumului și s-a oprit la câțiva centimetri de gardul unei gospodării. Oamenii legii afirmă că investigează circumstanțele în care s-a produs accidentul, dar pe rețelele sociale, internauții care ar fi asistat la accident au scris că șoferului autospecialei i s-a făcut rău în timpul deplasării și a pierdut controlul volanului. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit. Trei bărbați din Ungheni au fost reținuți în România într-un dosar de contrabandă cu țigări. Potrivit oamenilor legii, aceștia făceau parte dintr-un grup criminal organizat, specializat în transportarea ilegală a țigărilor din Moldova și Bulgaria. Suspecții ascundeau produsele din tutun în compartimente special amenajate în mașini. Apoi țigările erau duse în depozite clandestine pentru a fi vândute atât în România cât și în țări din vestul Europei. În cadrul unei operațiuni internaționale, în România au avut loc peste 20 de percheziții, urma cărora au fost confiscate peste 30.000 de pachete de țigări din Moldova și Bulgaria, sume de bani în euro, dolari americani și lire sterline, 4 autovehicule utilizate pentru transportul mărfii, documente și alte probe relevante. În rezultat, 7 persoane au fost reținute, dintre care 3 sunt din Republica Moldova, ceilalți fiind din România și Iordania. Moldovenii sunt originari din Ungheni și au vârste de 51, 52 și 59 de ani. Cel mai în vârstă dintre aceștia are un istoric de condamnări pentru contrabandă și alte infracțiuni, începând din anii 2000, însă pedepsele ar fi fost suspendate. Investigațiile penale continuă, autoritățile din Moldova oferind sprijin în desfășurarea acestora. Poliția anunță că a destructurat o grupare specializată în comercializarea drogurilor pe internet. 6 suspecți cu vârstele cuprinse între 23 și 50 de ani, originari din Sângerei, au fost încătușați. Potrivit poliției, în cadrul perchezițiilor au fost depistate și ridicate 100 de grame de tip PVP, 50 de grame de marihuana, 41 de pliculețe sigilate cu substanțe asemănătoare drogurilor, aparate artizanale pentru consumul substanțelor narcotice, dar și mai multe cartușe de diferit calibru. În rezultat, cei 6 suspecți au fost reținuți pentru 72 de ore, iar dacă vinovăția acestora va fi demonstrată, ei riscă închisoare de la 7 la 15 ani. Atât pentru rubrica de astăzi, rămâneți cu TV8.